Un bărbat din Ocnița, în vârstă de 53 de ani, suspectat că ar fi membru al grupării Machiena din regiune, a fost reținut suspectat de șantaj. Suspectul a mai fost judecat și a fost pus la pământ și încătușat în data de 16 septembrie de către mascații de la Scorpion. La pământ, poliție! La pământ! Mâine spate! Mâine spate! Familie, nimeni, oțică! Гроте, фамилия, имя, отчество. А не судим? Да. Не распадь. Reținerea suspectului a avut loc după ce la finele săptămânii trecute polițiștii din Bălți au dat buzna în casele mai multor membri ai grupării, adepți ai hoțului în lege Machiena. Potrivit poliției, aceștia intrau în casele oamenilor și prin amenințarea cu moartea și bătăi furau banii și bunurile de preț din casă. În cadrul descinderilor la domiciliile acestora au fost găsite și ridicate cartele SIM, telefoane mobile, înscrisuri de ciornă și arme reci. După cum s-a constatat, toate acestea urmau să fie transmise în penitenciare, în fondul bănesc al organizației din mediul penitenciar. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru șantaj. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă să petreacă până la 15 ani în spatele gratiilor. Cercetările continuă.